Stejarul Buzău este una din principalele structuri sportive din județ care beneficiază de suportul financiar din partea Consiliului Județean Buzău. Rugbiștii buzoieni sunt conștienți că nu vor primi niciun ban din partea municipalității și totuși spun că banii din partea autorităților județene sunt suficienți pentru a duce la bun sfârșit actuala stagiune. Noi reprezentăm Buzău cu mare cinste în campionatul Diviziei Naționale de Seniori. Suntem una din echipele cele mai galonate, cu rezultate foarte bine, foarte bune an de an. Ce să spunem, e adevărat, sumele sunt mici, chiar și pentru Consiliul Județean care ne-a alocat atât cât a putut din bugetul care l-a avut. Dar vă spunem, noi le mulțumim foarte mult. Oficialii grupării din Parcul Tineretului speră ca suma să fie mărită în toamnă, atunci când sunt mari speranțe ca majorarea bugetului să aibă loc în urma unei rectificări la nivel județean. Știm că într-un moment de impas cum am avut astă toamnă, nu ne-a lăsat, a mai venit cu o suplimentare, am părțit la trei echipe ceea ce am putut să mai dea, dar a fost salvatorul Consiliului Județean, a fost salvatorul sportului buzean. Hai să spunem cinstit că așa trebuie să spunem. Eu le mulțumesc foarte mult tuturor consilierilor de la Consiliul Județean și domnului președinte, Neagu, care a fost și rămâne alături de sportul buzean. Echipa locală de handbal masculin HC Buzău 2012 va primi 400.000 de lei, cea mai mare sumă acordată unui club buzoian, urmată de formația de rugby cu 300.000 de lei. Pe locul 3 în topul finanțărilor se află handbal municipal Buzău cu 150.000 de lei, 25.000 de lei vor mai primi cluburile de șah și 50.000 de lei futsalul. 10.000 de lei se vor îndrepta către echipa de fotbal feminin din Râmnicu Sărat.